Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Feed the Beast Sky Odyssey. Bă, știu că în episodul de astăzi trebuia să ne ocupăm noi de Refined Storage, dar stăm cam prost cu EMC-ul. Pentru că am încercat eu să vedem dacă putem să facem acest Compressed Refined Storage, Compressed Refined EMC Link. Practic, crafting-ului este acest personal EMC Link care l-am făcut ceva episoade, acum ceva episoade, va veni craftat într-un crafting table de 3x3, să ne dea Refined EMC Link, iar acest Refined EMC Link va fi craftat în felul următor, să ne dea Compressed Refined EMC Link, un obiect de care noi avem foarte mare nevoie înainte să ne apucăm de Refined Storage. Și nu prea avem acces la el pentru că ne trebuie o grămadă de EMC. Așa că zic eu că cel mai bine și cel mai bine în episodul de astăzi o să continuăm cu acest Flower Power Bonsai Bonsai Pot. Power Flower Bonsai Pot, așa. Rămăsesem noi la pink, trebuie să facem purple și vedem ce mai avem în plus. Bun, așa că le luăm noi peste de aici. Știu că asta înseamnă să pierdem EMC acum, dar ne ajută în construirea următorului bonsai pot. Pentru purple, nu cred că am făcut purple matter. Da, să vedem, ba da, avem ceva purple matter făcut. Avem chiar și Purple Matter Collector, două bucăți. Luăm și 6 de astea. O, am luat, dar nimic. EMC, luăm și un personal EMC link, să facem Purple Matter. Bun, facem și noi unul de ăsta, îl înregistrăm în caz de orice. Ăsta cât face? 68 de mii. Hai să încercăm să mergem la Violet. Pentru Violet o să avem nevoie de Purple Matter cu Aternelis Fuel. Bun, perfect. Luăm și noi niște Purple Matter, niște Fuel de ăsta și facem, stați un pic, cred că ne descurcăm mai bine așa. Să înregistrăm întâi Violet, Blue și Cyan și Green. Bun, ne înregistrăm acolo. Și rămânem cu fereastra asta. Bun, perfect. Unde rămâsesem? Purple Matter. Să facem Violet. Perfect, ăsta ar fi Violet Matter. Am și noi niște Violet Matter și dacă mai găsim și din astea. Pink Matter Collector și care ne trebuie ăsta, necraftat unde? Pink Matter Relay. Ba nu, Purple Matter Relay. Bun, luăm unul de ăsta și un Purple Matter Collector. Să le craftăm cu Violet Matter. Perfect. Le înregistrăm, luăm și noi 9 bucăți de astea. Le facem așa, îl înregistrăm, luăm 2 de astea și 6 de astea. Și un personal EMC link pentru a face Violet Matter Relay. Perfect. Asta produce 296 de EMC de mii de EMC pe secundă. Bun, perfect. Și cred că aici o să ne ieșim prin el. Să vedem. Da, altfel o să meargă producția noastră de EMC în momentul ăsta. Vedem că începe încet, încet să crească mult mai repede. Da, am putea totuși să ne apucăm de chestiile de bază din Refined Storage și să continuăm în episodul următor. Dar înainte de asta mi-am adus aminte că trebuie să facem noi kiturile astea din Thermal. Signalium și Resonant. Pentru că ne apucasem noi să strângem aici niște... A luat?
niște experiență. Bun, între episoade pregătisem eu niște cămăruțe aici, speciale pentru Refine Storage, că vreau să ne apucăm chiar și de autocrafting, dar am realizat că nu prea avem cum să ne apucăm de autocrafting înainte să facem rost de cel puțin un compres de ăsta, Refine DMC Link. Așa că vom aștepta pentru ceva EMC și după aia o să ne apucăm fără niciun fel de problemă. Bun. Fluid conduit. Avem? N-avem. Dar avem glass, white clear glass, 3 bucăți, niște blinder, 6 bucăți, să facem un fluid conduit rapid. Și înregistrăm neron și nu stac din el. Bă, ăsta parcă mai are ceva redstone? Nu. Păi, transposer e gol. Perfect. Bun. Ia să vedem cum putem noi să facem chestia asta. O să avem nevoie de Blitz Powder, care este Liquid XP, 200 de milibuckets pe Snowball. Așa că, de fapt, nu o să folosim aia, o să folosim o gureată. Pentru că nu vreau să-mi rămână Liquid XP înăuntru în Fluid Transporter. Facem un felul ăsta. Avem aici 1000 de găleți. Luăm și niște bulgări de zăpadă. Și încercăm să folosim noi toată experiența asta pe bulgării ăștia de zăpadă să facem niște Blitz Powder. Perfect. EMC-able, n-avem nevoie normal decât de una, dar după aia n-avem ce face cu atâta Liquid XP aici. Așa că va trebui să-l folosim la ceva pentru a nu rămâne aici, pentru că ne va bloca pe noi când vom avea nevoie de Fluid Transposer. Va trebui să-l spargem, să-l punem la loc. Mult prea multă muncă de făcut. Am făcut rost, pardon, și de Blitz Powder. Bun. Și am zis că ne trebuie Blitz Powder, Snowball și Redstone. Blitz Powder, Snowball și Redstone. Pentru a face acest Cryoteium. Bun, facem și noi două bucăți, le înregistrăm, luăm și noi două de astea. Și o să mai avem nevoie? Să avem nevoie să învățăm, să craftăm și să învățăm Signalium, care este Redstone cu cupru și cu silver. Redstone, copper, silver. Perfect. În alesmântul nostru punem și noi o parte din ingrediente. Vedem că ăsta se mișcă foarte, foarte încet. Va trebui să-l upgradăm și pe el cât de curând într-un alesmântul normal. Bun, pentru Enderium putem să ne ocupăm în continuare. Ne așteptăm pentru acest Signalium. La Enderium o să avem nevoie să facem Pyroteium Dust. Asta e Blitz Powder, Blaze Powder cu sulfur și cu redstone. Blaze Powder, sulfur și redstone. Perfect. Facem și Pyroteium Dust ăsta. Îl învățăm și pe el. Perfect. Și Enderium Ingot, ăsta se va crafta în felul următor, să avem nevoie de Ender Base. Care, dacă mi-am aduc aminte, da, LED cu platina și cu Ender Pearl. LED. Perfect. Ender Pearl. Și platina. Și ăsta nu l-avem în niciun caz în Ingouri și va trebui să luăm un platina aici, partea asta. Să învățăm și forma de lingou a platiniumului. Asta e aproape gata. Și asta ar fi Enderium Base. Bun. Și după aia îl facem cu niște nisip pentru Enderium Ingot. Perfect. Așteptăm aici după Signalium. Până atunci am putea să mutăm butoiul ăsta înapoi. Să mai adunem niște XP. Nu cred că nu are.
Bun, ăsta ar fi signalul. Perfect. Le punem și pe ăsta aici înăuntru. Și am luat materialele pentru un Enderium Base. Luăm și sand. Parcă o singură bucată îmi va trebui. Da. Și două Enderium Base. Perfect. Două Enderium Base. Și visipul ăsta îl învățăm și pe el. Poate o să mai avem nevoie. Ia să vedem. Ca folosință. Nu are decât să se facă în Enderium Ingot. Nu are nimic. Bun. Signalium Upgrade Kit. Ne trebuie Electrum Gear. Signalium Ingot și Cryotium Dust. Signalium Electrum. Am și 4 bucăți de astea. Să ne facem o rotiță. Perfect, învățăm și pe asta. Și acum va trebui să facem ăsta cu Cryotium Dust și cu Signalium pentru Signalium Great Kit. Perfect, îl învățăm și ne luăm și un stack și începem să le upgradăm ăsta. Și cel mai important, bateria noastră, care va avea acum o capacitate de 32 de milioane de RF. Bun, perfect. Putem să luăm și niște speed. Processing speed, nu. Nu l-am învățat. Processing. Știu că l-am craftat, dar nu l-am învățat. Ne trebuie Reston Reception Coil și Gold. Bun. De asta. Gold. Pam, pam. Facem unul și învățăm de data asta. Da. L-aveam învățat, dar n-am știut să-l fac. E și asta o soluție. Bun, Enderium s-a făcut și el îl avem gata făcut. Așa că putem să luăm niște Enderium. O să avem nevoie și de Lumium, parcă. Da, Lumium Gear, care Lumium se obține în felul următor. În alui smelter, Tin, Silver și Glowstone. Silver. Glowstone. Așteptăm și după Lumium. Asta e. Chiar o să avem nevoie și de acest... Resonant Upgrade Kit. Foarte, foarte rău că n-avem ales meltrul ăsta upgradat, dar n-avem ce face altceva. Să vedem cum stă situația aici, într-o bună, că am fost, bă, 4-5 bucăți în fiecare. Niciun fel de problemă. Bă, apropo că am uitat să vă zic, au cam început să pice chestii destul de interesante de pe aici, și anume, dacă ne uităm noi în... Transmutation table-ul nostru, vedem că am învățat niște chestii interesante. Ne-au picat niște mob fan-uri, niște fast vector plates și ne-a picat rainbow generator. Ăsta care, dacă ne uităm la folosire, dacă vedem rețete, vedem că el pică cel mai cel mai sigur din legendary loot crate. Vedem unde este, aici. Și are o șansă de 2.33%. When all other generators are creating power, taste the unlimited power of the rainbow. Bă, ăsta e destul de interesant. Pentru că va trebui să facem toate extra. Toate generatoarele astea din extra utilities. Așa, astea toate. De aici. Survivalist, furnace. Culinary, magmatic și toate astea de aici să le facem pe rând. Iar crafting-ul lor era chiar ăsta cu tot felul de generatoare și în reanite restul cristal. Faci baza generatorului rainbow și partea de sus și după aia împreună le craftezi pentru un rainbow generator. Iar ăsta, în momentul în care îi atașezi în jurul lui toate generatoarele astea funcționale, el va produce un număr mult prea OP de energie. S-ar putea să mergem și cu ideea asta să-l încercăm.
să vedem cam cum se mișcă, cât de repede produce energie. Ideea este că este foarte, foarte greu de automatizat el. Pentru că are cerințe gen generator pe bază de cărți încentate, trebuie să-i dai tot timpul cărți încentate, noi nu prea avem cum să facem cărți încentate, rost de ele foarte ușor, va trebui să automatizăm un sistem de încentat cărți și după aia să-l punem, e foarte multă bătaie de cap. Are un generator pe bază de poțiune, tot așa. Să facem un sistem să ne facă nouă tot felul de poțiuni și după aceea să le adăugăm în generator. Bun, ăsta s-a urcat acum la 50 de milioane de RF, ăsta este maximul lui. Zic eu că e destul de ok pentru noi. Mai putem să mai luăm un set de augmente de astea și să le punem la fiecare. Ăsta, în momentul ăsta, producă materiale la viteză maximă și pentru o demonstrație mică. Luăm de exemplu niște cărbune și punem un pulverizator aici, pardon, aici. Și cam asta e viteza lui. Zic eu că e perfect. Mai mult de atât nu o să avem nevoie niciodată. Așa, ziceam noi de Refine Storage. Bă, pentru Refine Storage o să avem nevoie pentru început de niște quartz enriched iron, care sunt niște quartz cu iron. Dăm și noi repune niște quartz. Quartz de asta, așa, și iron. Ingot, 3 bucăți. Perfect. Îl și învățăm, pentru că o să avem nevoie de foarte mult de asta, niște piatra normală. Ia să vedem. Și asta pentru a face controllerul. Piatra normală. Machine casing-ul, pardon. Îl învățăm. Pentru controller o să avem nevoie și de niște silicon și advanced processor. Bun. Astea sunt procesoarele modului Refine Storage, care sunt un pic diferite de cele din Applied Energy Sticks. Și anume nu vom avea nevoie de inscribere, ci vom avea nevoie de chestii astea, plus un procesor binding care este niște slime și spoil. Și luăm și noi niște slime, ori de care, spoil ori de care, facem și noi procesul binding de ăsta. Am făcut. Bun, ăsta merge în bățăt. Bun, luăm niște diamante, silicon și redstone și o să mai luăm în felul următor. Deci, raw basic processing, iron, gold, diamant. Și astea sunt de bază, bun. Diamant, gold și iron. Ca să facem câte unul din fiecare, vedem că astea sunt EMC-able, poți să le înregistrezi, dar varianta finită a lui, pentru că el va trebui pusă într-un cuptor, nu merge înregistrat în crafting table-ul nostru, în transmutation table-ul nostru, la fel și cu discurile astea de iteme. Cel de 1K nu merge, de 4K nu merge, de 16K nu merge, dar de 64K merge, ceea ce înseamnă că... Ba, ăsta de 1K merge, pardon. Ceea ce el înseamnă că modpack-ul ne sfătuiește pe noi să facem cele de 64K, pentru că sunt ușor de obținut. Așa că asta o să facem și noi, o să facem niște discuri de astea de 64. Facem și noi... Cât o bucată din procesoarele astea. Asta putem să le învățăm. Luăm cât un stack din fiecare. Putem să vedem aici. Vă zic eu ce aș putea face cel mai bine. Să facem un redstone. Urnez. Din thermal. Expansion. Ne trebuie niște bricks, niște machine frame, redstone reception coil, copper gear și redstone.
Bun. BRICS. Avem normal clay. Bun, avem un clay. Avem un cuptorul ăsta. Facem brick. Îl înregistrăm, luăm și noi un stack. Bricks normale. Deci am zis bricks. Machine frame, redstone reception coil, copper gear. Machine frame, redstone reception coil, copper gear, 9 bucăți. Și un praf de redstone, îl avem dat aici. Bun, facem redstone furnace. Putem pune, de exemplu, aici sus. Venim cu un energy conduit. Perfect, el o să înceapă să-și ia curent. Kit. Bun, luăm și un kit din fiecare. Perfect. Și un augment. Și îl gradăm la maximum. Și luăm și 4 augmente de astea. O putem foarte bine să luăm un crate. De oricare o să luăm normal și punem unul aici, de fapt, chiar două. Și putem să luăm cu unul aici și facem așa. Îi setăm configurația pe partea de sus o primească și pe partea din dreapta să dea ITM. Și o să punem noi toate astea. Îi setăm auto input enabled. Și uite așa ne face nou automat improved procesor, care vor rămâne aici până în momentul în care ne le vom crafta, pentru că nu putem să ne înregistrăm. Putem să rămân să punem aici un infused ingot, pentru că nu ne trebuie. Bun. Totul e ok, golim și noi inventarul, o să ne luăm după itemele înapoi. Vedem că ăsta se mișcă destul de repede față de un cuptor normal. Se putea și mai repede, ce-i drept, dar nu este nimic de este nimic foarte grav. Bun, o să avem nevoie de ăla de diamond ăsta de aici. Bun, unul de ăsta. Un singur. Și o să avem nevoie în felul următor de machine casing pentru controller. Deci, machine casing și quartz and rice, iron și silicon. Bun. Perfect, facem și un controller. Asta nu poate fi învățat. Bun, controller, o să-l punem noi aici, cel mai sigur. Luăm și un flux point. Trebuie să-i setăm aici în spate, el va accepta curent pe orice parte a lui. Bun. Ce avem să facem următorul lucru? Niște disk drive-uri. Disk drive care necesită machine casing, parts and rights, iron, advanced processor și un chest. Bun, deci mai luăm unul de ăsta, mai luăm unul de ăsta, sigur, și un chest. Bun, ăsta ar fi disk drive. Un disk drive care poate fi atașat pe orice parte a lui. Nu o să-l atașăm aici. Putem să venim în momentul de față cu niște storage discuri de astea. Și pentru un ca storage part o să am nevoie silicon. Și de pe de aici încep să-mi ceară procesor. Bun, bun, bun. Silicon, sticlă, redstone și quartz and rice, iron. Un silicon am, quartz and rice, așa am, redstone și sticlă. Le luăm și noi pe astea. Facem un singur un key storage part, perfect. Și pentru 4K o să avem nevoie de niște deste de 1K, redstone, quartz and rice, iron și aceste procesoare. Bun, facem și noi 4K. Cam câte ne-ar trebui. 3 ar fi pentru 16 și încă, deci nu mai trebuie un lit. 3 odată și 1, 2, 3 încă o dată. Perfect.
facem pe ăsta de 16 și după aia îl facem pe ăsta de 64. Bun, ăsta care poate fi înregistrat. Perfect. Putem să luăm unul de ăsta, ia să vedem cum îl facem storage disk, niște sticlă, redstone și quartz enriched iron. Bun. Și uite, așa am făcut noi destul de repede și de ușor niște drive-uri de ăsta de 64K. Fără niciun fel de problemă, niciun fel de bătaie de cap, n-au mai rămas și procesoare la greu, putem să le punem aici, până când o să le folosim. Luăm și noi 8 bucăți să ne trebuiască, pentru că ăsta acceptă maxim 8 storici. 8 storici discuri de astea. Bun, și în momentul ăsta este full cu storici disc. O să avem nevoie de un crafting table. Crafter manager, nu, grid, crafting grid, ăsta nu trebuie nou. Și vom avea nevoie de un grid normal, care are nevoie de mai multe chestii. Bun. Stați să salve și gridul normal. Ce am văzut sigur acolo? Am văzut sticlă. Am văzut machine frame ăsta, machine casing. Foarte mult aici, iron, o bucată și niște procesoare și ăsta destruction core și construction core. Care este basic procesor cu glowstone și basic procesor cu quartz. Bun. Luăm quartz, luăm glowstone. Perfect, ne luăm procesoarele înapoi cu să ne trebuiască. Facem și noi un construction core de ăsta și un destruction core. Perfect. Facem crafting grid-ul, iar acum o să avem nevoie de un crafting table și un advanced processor. Un grid-ul ăsta, nu merge în țară. Asta e viața, o să trebuiască să-l craftăm din nou cu crafting grid ăsta care avem nevoie. Bă, acum, practic, noi putem să punem liniștiți iteme aici, el o să ajungă aici în storage disk-uri. Ideea este că vom avea nevoie de... Ia să vedem dacă avem acces la unul din ăsta. Da, bun. Ca să vă explic de ce aștept după EMC. Hai să spargem asta repede. Pentru că așa o să avem nevoie de un compres, avem acces la un compres refined storage. Bun, dacă luăm noi acum ingot, orice fel de ingot, signalium, lumium, enderium, platinum, dăm niște dăm niște exemple. Bun, dacă eu pun compres EMC link, aici eu am fereastra asta unde pot să scot un anumit număr de ingoturi atunci când am EMC. Noi dacă punem însă în fereastra asta, de exemplu, toate ingoturile noastre și legăm la refine storage nostru cu un external, ia să vedem cât de greu de făcut. E foarte ușor. Bun, hai să facem un external storage. Destruction core, construction core și improve procesor. Bine, asta e de aur. Să luăm procesoarele repede înapoi. Încă un quartz. Și încă un glowstone. Perfect. Facem și noi astea. Asta nu le-am luat. Bun. Destruction core. Construction core. Și un cablul ăsta, am nevoie de parts în aici, iron, glass și redstone. Perfect. Glass. Redstone. Și ăsta are nevoie de două chesturi. Facem și noi niște cabluri de astea. Trebuie să le și învățăm între timp. Facem un external storage. Bun. Ce vreau să vă zic? Dacă eu leg external storage-ul acum aici, la sistem și punem aici iron ingot, punem signalium, punem redstone, punem lumium, punem orice este EMC-able, noi acum în sistemul nostru ne arată că avem acces la 100 de K din fiecare, pentru că ăsta e baza de EMC. Practic,
Ăsta va fi disk drive-ul nostru pentru metale atunci, pentru metale și pentru resurse atunci când folosim EMC Link, când folosim EMC. De-aia vreau să fac rost de cel puțin 3 de astea pentru a pune itemele destul de importante, precum ar fi toate lingourile, redstone, glowstone, chestii care mi le cer mie la crafting-uri, înainte să setăm noi de tot acest refine storage. Și cămăruțele astea le făcusem aici acasă, mi-aduc toate mașinăriile să le automatizez, dar asta o să facem probabil în episodul viitor, dacă reușim să strângem destul EMC. Iar în momentul în care scos de aici, vedem că nu ne apare nici în sistem, dacă îl adăugăm la loc o să ne apară, orice are EMC este perfect pentru acest compressed refined EMC link, pentru că ne va da infinit, o sumă infinită de materiale. Așa că va trebui neapărat să așteptăm după EMC, din păcate. Până atunci o să pun eu ăsta înapoi. Flower, care nu se simt violetul, da? Asta era, da. A trebuit să-l punem înapoi aici, să nu pun după EMC. Căci nu vrem să pierdem DLC. Bun. Statate poate să vină aici. Procesoarele putem să le punem deja aici, pentru că nu ne mai deranjează. Și aceste disk driver-uri vor fi speciale doar pentru itemele care nu sunt pe bază de EMC sau itemele care nu le avem noi deja înregistrate în Transmutation Table. Așa că o să putem după aia să mutăm foarte, foarte ușor tot build-ul ăsta sus. Deci gen de aici să plecem într-un Ender Chest și să se golească sus în sistemul nostru. Ce este EMC-able probabil o să ajungă în Refines EMC Link, iar ce nu ne va rămâne nou în sistem. Ideea este că sunt foarte, foarte puține iteme care nu au EMC. Iar ăsta are capacitate să înregistreze destul de multe dintr-un singur sortiment. Băi, cam atât pentru episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un subscribe dacă nu cer prea multe. Vă aștept și pe serverul meu de Discord. Vă lasă un link în descriere. Și totodată vă aștept și pe streamurile mele, care sunt aproape zilnice, seara după ora 20, mă găsiți pe Twitch și pe YouTube pentru distracție și Minecraft modat. Să aveți o zi faină, pa, pa!